stai, dacă nu dai acum pe butonul de like și nu te abonezi cu clopoțel, o să ai 10 ani de ghinion, așa că eu zic să... Dați like la The Marius. Descrieți orice în comentarii, cât de mult puteți voi, ca să facem 1000 de comentarii cât mai repede. Salut la toată lumea, eu sunt The Marius și bine m-am găsit la un nou episod pe acest canal de YouTube, dar înainte nu uita să apeși acolo pe butonul de like pentru că mă ajută extraordinar de mult și dacă dai acum pe butonul de like luni, o să ai nota 10 la orice materie vrei tu, așa că apasă acolo pe butonul de like și abonează-te la canal dacă ești nou și ești prima oară pe canal, prima oară în lumea asta. Bun, în episodul de astăzi vreau să discutăm ceva foarte, foarte interesant. Băieți, în timp ce deschid eu treburile astea, vreau să înțelegeți că apar niște lucruri pe TikTok. Deci nu știu dacă le-ați găsit și voi, dar dacă le-ați găsit să scrieți în comentarii. De exemplu, circulă pe TikTok niște clipuri ca și cum cei de la Stumbleguys au postat o postare în care în update-ul din 4.3, adică 0.4.3, bloc de șu o să fie șters. Deci, băieți, nu știu ce să zic. O să vă arăt imediat postarea asta și o să vă citesc cam ce zice în postare, după ce deschidem toate nebunile. Ok, hai să ne dea și mie tokenurile astea. Bani o să mai băgăm, așa nu mai avem bani de nimic. Bun, hai să dăm play și o să vă explic ce s-a întâmplat. Bă, băieți, dintr-o dată am trimis mai mulți abonați în privat pe Discord. Bă, Marius, uită ce circulă pe TikTok, o postare de la cei de la Stumbleguys în care zic că în update-ul 0.4.3 o să fie șters bloc de șub. Bă, și mă uit un pic așa, caut, bă, și bă, niște chestii interesante, chiar se vorbește de acest lucru și vă întrebați, bă, Marius, adică se șterge bloc de șub? Păi, știți că bloc de șub este cea mai populară mapă de pe Stumbleguys și faza e că este populată din cauza că mulți au hack și doar de pentru mapa aia au hack. Și asta vor să facă să șteargă, să nu mai fie acolo, să șteargă ăsta bloc de șu ca să nu mai fie hacker, gen, să nu mai facă mape cu bloc de șu. Și, na, vă dați seama că ar fi credibil din cauza că, știu, bineînțeles pe brother că vor să scape de hackeri și toate nebunile, dar să ștergi toată mapa care, efectiv, toți oamenii care se joacă Stumbleguys se joacă doar bloc de șu. Și de asta vă zic că e un pic mai ciudat. Dar vreau să-mi scrieți în comentarii ce părere aveți voi și cuvântul magic la acest videoclip, deci să fiți pregătiți să scrieți toată lumea în comentarii, este... este... ananas. Asta este cuvântul magic. Bă, hai să facem o chestie tare, băieți. Hai să facem o chestie de n-am făcut-o de foarte mult timp pe canal. Vreau să facem cât mai multe, vreau să ajung la 1000 de comentarii la acest videoclip. Ce trebuie să faceți voi? Trebuie să lăsați mai mult de 10 comentarii, adică cu ce vreți voi, puteți să scrieți orice, dar să facem 1000 de comentarii cât mai repede. Deci scrieți orice în comentarii cât de mult puteți voi, ca să facem 1000 de comentarii cât mai repede. Și da, după meciul ăsta o să... Stai bă să mă calific, că eu am uitat, băieți! După meciul ăsta o să vă arăt... acea postare de la cei de la Stumbleguys. Nu știu dacă este adevărat, de asta vreau să vă zic, este o chestie posibilă din cauza că până rezolvă faza cu hackerii, poate pe ei chiar îi deranjează că lumea se joacă cu hack, dar rămâne de văzut, băieți, rămâne de văzut ce se întâmplă, că momentan este destul de interesant și da. Eu am aici poza, în poza asta vă zic de pe acum înainte să vă arăt că scrie că în update-ul de 0.43 o să ștergem minigame-ul Blockdash. Pentru că așa că aduce foarte mulți hackeri și zice că you hope you keep playing. Și zice că speră că o să vă jucați jocul și după asta. Deci o să vă arăt postarea după toate nebunile. Să fiți pregătiți, băieți. După meciul ăsta mă nec, băieți. Deci după meciul ăsta o să vă arăt acea postare. Bă, nu pot să cred că nu intră. Am mâncat Bacross, băieți. Cui vă place Bacross-ul, băieți? Mie îmi place cel mai bun, e la usturoi. Pe bune, la usturoi e zău. Aia zi, bro. Nu, bro. Aia zic. Duceți-le în față. N-ai, bro, nu pot să cred. Dă-i, bă, încolo, bă. Doamne, bă. Nu. No, bro. Dați, bă, încolo, bă, ce faceți, băieți?
Văleleu. Hâți. Ok, hai, hai că se poate. E 1-1. 1-1. Sau să-l împingă în stânga. Ai, că-l împingă. Așa, așa. Hai, hai, să vină unul să-ți șuteze. Aia zic, aia zic, băieți. Asta zic, asta zic, băieți. Eu pot să dau oare cu pumnul minge? Afectează într-un fel? Nu cred. Ia, bro. A, pot să dau și namei cu pumnul. Clasic. Ok. Hai să dăm. Uf. Uf. Mamă, ce se duce mingea aia. Am pus-o direct pe poartă și gol! Gol! Bine, Cicor a avut portar, nu? De unde portar, brodere? De unde portar, bradere? Ok, hai să vedem și ăsta. Bă, nu știu de ce să zic de... Bine că... Vreau să vă întreb ceva și vreau să-mi spuneți în comentarii dacă s-ar șterge mapa de bloc deș, care o să fie următoarea mapă pe care a juca-o non-stop. Știți că nu, acum vă jucați bloc deș, dar care ar fi următoarea mapă pe care voi a juca-o non-stop? Scrieți în comentarii chiar acum, chiar sunt curios să văd ce ziceți. Încă o rundă și o să vă arăt poza, băieți. Așa că să fiți pregătiți să vedeți nebunia. Nebunia e mare, băieți. Ok, hai să vedem, hai să vedem. Hai. Și... laser, aia zic. Easy win, băieți. Uitați cât de repede o să se termine match-ul ăsta, băieți. Mamă, ce-o sări... What? Aia a fost ciudată, băieți. Ați văzut că o trecut de aia și după au murit? Bine. A, și mai e brother, ok. Care brother-ul pleacă odată, așa a fost. Ia, că se salvează, ia. Ia. S-o salva, băieți. Bine. Bine, băieți, bine. Și am făcut și un win. Am făcut și win-ul. Bine. Hai să ne luăm și noi reward-urile astea și o să vă arăt marea imagine de care tot apare pe TikTok și de asta vreau să vă întreb dacă și vouă v-a apărut. Am făcut și win-ul. Bun, hai să vă arăt această poză. Deci, dat așa un pic. Ăsta, ok, bun. Și ar trebui să se vadă, băieți, ar trebui să se vadă. Deci cam asta este postarea. Deci uitați, cam așa arată. Vedeți, Stumble Guys, nu știu ce, și zice că în update-ul de 0.43 o să ștergem minigame-ul Bloc de Infinite pentru... din cauza că aduce foarte mulți jucători și ei speră că o să vă jucați și după... treaba asta, your team, așa. Bun, și cam asta este postarea, băieți, care tot circulă pe TikTok. Nu știu ce părere aveți voi, mi se pare, nu știu, băieți, chiar să dispară, băieți, voi chiar credeți că o să dispară Bloc de Șu în 0.43? Noi suntem pe versiunea 0.42, a 0.42.3, parcă, sau cât era, am scris în comentarii că mai țin minte. Și da, Habar n-am ce să cred. Bă, dar hai să facem o chestie tare, băieți. O să vă dau un cod de party. Eu o să fac un cod de party cu Hecu, da? O să fac un cod de party cu Hecu. Ok, deci așa. Da, așa, să pun aici setările. Bang. Și aici la la cod o să pun un cod pe care voi o să trebuiască să-l puneți după ce ați văzut videoclipul ăsta și este posibil să mă prindeți direct în party. Eu să-și fiu cu party-ul deschis și puteți să intrați chiar voi chiar acum, de exemplu, tu dacă intri acum pe staba aia și pui codul ăsta ce l-am pus eu în party, o să intri în party cu mine și o să te joci un match. Deci codul o să fie, trebuie să pun unul mai mare ca să nu fie ca restul, o să fie 010101 05. Ăsta o să fie codul, băieți. 010105. Ăsta o să fie party-ul, băieți. Deci o să vă aștept, după ce vedeți videoclipul ăsta, vă aștept în party-ul ăsta. Eu aici o să fiu 010101 3D0105 și aici o să fiu eu și o să vă aștept. Da, cam atât a fost cu acest videoclip. Nu uitați să apăsați pe butonul de like, să-mi lăsați acolo părerea voastră în comentarii. Eu am fost Tomaș și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!